Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, un proiect ambițios. Consiliul Județean Bacău, bilanțul proiectelor anului 2023. Ministrul Fechet a vizitat locul accidentului nuclear de la Cernobâl. Aflați în vizită de lucru în Ucraina, ministrul Mircea Fechet și secretarul de stat Sorin Banciu, alături de ministrul ucrainean al mediului Ruslan Slileț și de ministrul mediului din Republica Moldova, Iordanca Rodica Ivanov, au vizitat locul accidentului nuclear de la Cernobâl. Tragedia produsă în această zonă în urmă cu 38 de ani ne reamintește de vulnerabilitatea mediului și de impactul semnificativ al deciziilor noastre asupra sa. Cernobâl rămâne o cicatrice în peisajul nostru colectiv, o amintire puternică a consecințelor pe care le poate avea neglijența față de mediu. Chiar și astăzi, riscurile persistă. Este important să conștientizăm aceste amenințări și să sprijinim autoritățile ucrainene pentru a întreprinde măsuri eficiente de gestionare a acestor riscuri și de menținere a zonei în parametri optimi. În lumina conflictului nejustificat inițiat de Rusia, trebuie să ne gândim la cum acest război poate afecta și mai mult regiunea Cernobâl. Solidaritatea noastră este esențială pentru a proteja mediul și populația afectată, a declarat ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet. Pe parcursul deplasării în zona de excludere, delegația a vizitat rămășițele radarului Dugac, cea mai puternică instalație radar sovietică din timpul războiului rece, ruinele orașului Pripyat și sarcofagul care izolează reactorul 4 al centralei de la Cernobâl. Suntem convinși că am învățat din greșelile trecutului. Astăzi, energia nucleară este gestionată cu precauție și cu tehnologii avansate și cu atenție sporită la impactul asupra mediului. Continuăm să evoluăm și să punem în aplicare cele mai bune practici pentru a asigura siguranța energetică, a prezentat la rândul său secretarul de stat Ionuț Sorin Banciu. Prin rețeaua națională de monitorizare a radioactivității mediului gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, România monitorizează continuu radioactivitatea și este pregătită să acționeze eficient. Prin eforturile noastre constante de monitorizare și de pregătire, dar și prin colaborarea cu partenerii din Ucraina și celelalte state europene, ne asigurăm că suntem în stare să facem față oricăror situații neprevăzute și să protejăm mediul înconjurător și comunitățile noastre. O nouă abilitare în domeniul ingineria mediului la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Școala de studii doctorale a Universității Vasile Alexandrii din Bacău a găzduit marți 30 ianuarie susținerea publică a tezei de abilitare a doamnei conferențiar universitar doctor inginer Mirela Panainte Lehăduș, decanul Facultății de Inginerie. Teza prezentată de candidată, intitulată Procedee și tehnici moderne utilizate în protecția mediului, a ocazionat prezența în aula universității a numeroși invitați, specialiști de prestigiu din domeniul ingineria mediului, cadre didactice universitare, colaboratori, dar și studenți. Comisia de abilitare a avut următoarea componență. Profesor universitar dr. Inginer Valentin Nedev de la Universitatea Vasile Alexandrii Bacău, profesor universitar dr. Maricel Agob de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași și profesor universitar dr. Florentina Daniela Munteanu de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Au mai participat la eveniment profesor universitar dr. Gabriel Murariu de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, conducător de doctorat la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, profesor universitar dr. Inginer Ioan Țenu de la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași și dr. Inginer Mihai Nicolescu de la Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sinești din București. Tema prezentată de candidată și dezbaterea acestora au generat discuții interesante privind direcțiile viitoare de cercetare ale colectivului de la Departamentul de Inginerie a Mediului, Inginerie Mecanică și Agroturism, precum și posibile teme de abordat de către viitorii studenți doctoranți în domeniul Inginerie a Mediului. Dezvoltarea acestui domeniu în regiunea centrală a Moldovei sprijină realizarea unor proiecte viitoare în zona provocărilor de mediu, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, aducându-și astfel aportul la dezvoltarea sustenabilă a regiunii.
Luni 29 ianuarie, de la ora 10, a avut loc conferința de presă susținută de directorul general al RAJ, Aurel Prescură, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, dar și de către consultantul proiectului pe fonduri europene, Gheorghe Boiero. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020 este un proiect ambițios ce asigură locuitorilor comunității oneștene accesul la un standard normal de viață. Un alt contract care, în opinia mea, este cel mai important. Aseară am discutat cu domnul primar și mi-a și spus: domnule, dacă sunt trei contracte de lucrări, cel mai important este cel care ne creează sursă, a doua sursă de alimentare a orașului Onești. La noi, la Raja Constanța, nu există niciun oraș care să aibă o singură sursă de alimentare. Pentru că, din diverse motive, poți să rămâi fără alimentare cu apă. Știți foarte bine, la dumneavoastră, de câte ori nu este apă, înseamnă că e o problemă pe conducta de la cramp. Dar suntem captivi, n-avem ce face și de aceea am reușit să punem în acest proiect, să punem o sumă de 54 de milioane de lei și să facem o nouă stație de tratare apă din râul Protuș. Suntem undeva la stadiul fizic de 70%. Sperăm în luna 6-a să începem deja analizele, să începem să facem testele. Și cu siguranță, până la jumătatea anului, poate încercăm așa, poate și mai repede, să avem sursă dublă de alimentare a orașului Onești. În acel moment, așa cum spunea și domnul primar, nu o să mai avem aceste emoții că o să rămân orașul fără apă. Este foarte greu, nu numai pentru cetățeni care rămân fără apă, dar un sistem care se golește în totalitate, după care trebuie să-l umpli din nou, unde sunt și rețele vechi, încă mai sunt rețele vechi, apar și foarte multe avare. Deci și pentru noi, ca mentenanță, ca exploatare, este un lucru foarte greu, foarte greu să nu poți să alimentezi de la o altă sursă alternativă când rămâi în capacitate de alimentare cu apă a unei localități. Câteva dat despre acest proiect care, așa cum am zis, în luna 6-a noi începem testele. Avem captarea de suprafață din Trotuș, stația nouă de tratare, o stație foarte modernă de filtrare, stație de clorinare, avem și un rezervor de 7.500 de metri cub care este amplasat lângă stație, pentru că apa de acolo o să o pompăm pe o conductă pe care am construit-o până aici la bază, la Cuciur, ca să intrăm în sistemul de alimentare al orașului dumneavoastră. Stația de pompare, așa cum am spus, aducțiunea este 6.9 km, reabilităm și rezervorul de magazinare de 10.000 de metri cubi și reabilităm și stația de tratare de la Cuciur. Acestea sunt proiectele pe care noi le avem la dumneavoastră. Eu consider că este un proiect de succes. Nu făceam acest proiect fără ajutorul domnului primar, deci fără ajutorul autorităților. Trebuie să vă spun că noi facem proiecte în 92 de localități, 71 de OAT-uri în zona asta de operare. Dar aici am avut norocul de un primar care ne-a ajutat în totalitate. Zi și noapte, îmi spun colegii mei, când era o problemă, dânsul era acolo, ceea ce contează foarte mult. Trebuie să vă spun că mai avem și la Constanța un primar care ne ajută foarte mult, pentru că și acolo avem foarte multe proiecte. Și acolo unde există această colaborare între reprezentanții UAT-ului, primarul însă și noi, lucrurile merg foarte bine. Chiar dacă a fost criză, chiar dacă sunt probleme, dacă sunt fel și fel de alte lucruri care ne împiedică să facem un proiect la timp. Aș vrea să spun și câteva lucruri despre contractele de servicii. Sunt 4. Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor. Alt contract, serviciu pentru auditul proiectului. Serviciul de supraveghere arheologică și sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentației de atribuire pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Onești. Încă o dată vreau să vă spun că fără echipa, domnul primar, consultantul, domnul Boieru, colegii mei, cei care s-au implicat, constructorii, să știți că n-am făcut treaba asta niciodată, dar acum trebuie să spun o vorbă bună și despre constructori. Sunt niște constructori care au reacționat la timp și toate cerințele proiectului au fost îndeplinite așa cum trebuie. Și mă bucur că am lucrat cu dânsii și chiar vă așteptăm în nou proiect, program dezvoltare durabilă, pentru că avem nevoie de constructori serioși.
tânăr de 17 ani, arestat la domiciliu pentru 30 de zile. Într-un incident recent pe DN2 E85 din zona Bacău, un tânăr în vârstă de 17 ani a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile în urma unui episod periculos pe șosea. Evenimentul a avut loc pe 26 ianuarie, când polițiștii secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au intervenit într-o situație de risc. Autoturismul condus de tânărul în cauză a fost identificat în localitate, iar polițiștii au procedat la semnalele regulamentare de oprire. Cu toate acestea, șoferul a evitat oprirea, continuându-și deplasarea. O echipă de polițiști a demarat o urmărire în trafic, reușind să blocheze autoturismul și să extragă conducătorul auto de la volan. Verificările ulterioare au dezvăluit că tânărul de 17 ani din Parava nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea la aparatul etilotest a indicat rezultate negative pentru consumul de alcool sau alte substanțe. Mai mult, s-a constatat că autovehiculul nu avea inspecția tehnică periodică și nici asigurare de răspundere civilă obligatorie, documente esențiale care nu erau valabile la momentul controlului. Polițiștii au luat măsuri imediate, aplicând două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.300 de lei. Ca măsură complementară, au dispus retragerea plăcuțelor cu numerele de înmatriculare și a dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Pe 31 ianuarie, după administrarea probatorului, tânărul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău. Recent, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a făcut o succintă prezentare a proiectelor anului 2023 desfășurate în județul Bacău, menționând totodată faptul că de multe ori instituția pe care o conduce este partener de încredere în concretizarea acestora. Avem două proiecte care vi le-am prezentat, digitalizare, trecem la alt domeniu. Valoarea totală a proiectului de 6.364, fonduri europene 5.798, bugetul de stat 438, buget propriu 127. Sunt două proiecte finalizate. Primul proiect se referă la Bacău Smart County și pe baza acestuia pe lângă faptul că s-a digitalizat evaluarea strategiei și strategia în sine și modul de lucru, mecanisme, proceduri, cred că cel mai important este că s-a realizat o strategie de dezvoltare durabilă a județului Bacău. Și aici am să fac o mică paranteză. Pe baza acestei strategii de dezvoltare, să știți că ne-am bazat când vorbim de proiectele următoare care o să le prezint în implementare. Mai mult decât atât, tot pe baza acestei strategii de dezvoltare, o să avem în continuare, o parte din dumneavoastră știu, o să facem un eveniment din lucrul ăsta, pe baza strategiei de dezvoltare o să dezvoltăm brandul de Bacău și nu numai, și proiecte, rezultate din această strategie pe baza brandului de Bacău, în așa fel încât să mergem nu doar pe, să zicem, pe ce dorește Consiliul Județean, ci ce este necesar la nivelul județului Bacău, să dezvoltăm în așa fel încât să avem un județ dezvoltat din toate punctele de vedere sau cu ceea ce este viabil pentru noi. E posibil, dar noi să nu putem să dezvoltăm, industria maritimă când avem cum. Dar ne putem axa pe ceea ce avem, ce avem noi consolidat, bun, care trece dincolo de granițele județului. Dar acolo o să prezint separat și o să vă invit la o conferință de presă și nu numai, poate la un eveniment care se prezinte ceea ce s-a muncit acum de 6-7 luni de zile la brandul de Bacău și bazat pe strategia de dezvoltare. De asta am ținut să vorbesc un pic mai mult despre acest proiect. Al doilea proiect îl reprezintă Servicii Publice de Calitate în nivelul județului Bacău. Este un portal și ați văzut, este funcțional, mai avem de lucru la el, se bazează pe o platformă de tip back office, front office, în așa fel încât să depună documentații, să scoate certificate de urbanism, să scoatem autorizații sau, plecând de la simpla petiție, să facă electronic.
un proiect realizat pe fonduri europene, 98%, încă mai avem de implementat, nu de implementat, el este finalizat, dar mai avem de lucru pentru a putea să fie funcțional 100%, pentru că nu știu dacă nu ne permite legislația, de exemplu, pentru autorizații. Noi am realizat acolo o cameră virtuală care ar trebui, noi am făcut cu fiecare dintre unitățile avizatoare protocoale de colaborare în așa fel încât să știm, să avem componenta CIS, să știm pe unde trec toate utilitățile, dar pe lângă asta ar trebui să-și pună viza tot în camera virtuală, în așa fel încât să nu se mai deplaseze cetățeanul de la o instituție la alta. De asta mai este de lucru, încă mai trebuie completat din punct de vedere și al legislației. Cât de valabilă, dar vă dau un exemplu, cât de valabilă este semnătura pe autorizația de construcții. Cam asta este problema. Și pe viza, pe documentația care stă la baza emiterii unei autorizații. Sprijin pentru persoanele defavorizate, tichete de 250 de lei pentru alimente în 2024. Un gest de solidaritate și de sprijin pentru categoriile defavorizate anul 2024 aduce cu sine o veste bună. Tichete de 250 de lei pentru alimente alături de pachete cu produse alimentare vor fi oferite unor persoane aflate în situații vulnerabile. Această inițiativă benefică este posibilă datorită fondurilor europene și reprezintă un pas important pentru susținerea comunităților afectate. Categoriile care se încadrează pentru acest ajutor sunt pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, persoanelor, copii și adulți încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, familii cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei, familii monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei, familii și persoane singure care au dreptul la ajutorul de incluziune persoanelor fără adăpost. Procesul de distribuire a tichetelor va fi gestionat prin intermediul Poștei Române. Ordonanța de urgență recent publicată precizează că aceste tichete nu vor fi impozabile, oferindu-ți sprijin financiar direct, fără să pună o povară fiscală asupra beneficiarilor. Este important de menționat că această măsură de sprijin se va extinde și în anii următori. Astfel, în perioada 2025-2027, valoarea nominală a tichetelor va fi de 125 de lei, menținându-se astfel sprijinul pentru persoanele aflate în dificultate. Bugetul alocat acestei măsuri de sprijin este semnificativ, ajungând la 5,72 miliarde de lei, evidențiind importanța acordată acestei inițiative în contextul social actual. Parohia Grozești Oituș și-a sărbătorit hramul de iarnă. Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur de la Constantinopol anul acesta, împlinindu-se 1620 de ani de la exilul Sfântului din anul 404. Odată cu sărbătoarea hramului au mai fost punctate în parohie alte două evenimente, respectiv împlinirea 110 ani de la sfințirea bisericii închinate Sfinților Împărați Constantin și Mama sa Elena și 90 de ani de la trecerea la cele veșnice a preotului Ioan Tudorache, ctitorul bisericii. Seria evenimentelor duhovnice a durat 3 zile prin săvârșirea în prima zi a slujbei privegherii, a doua zi slujba acatistului și ultima zi a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de slujitori. În aceeași zi a fost sfințit portalul Oituzului la 320 de ani de la sfințirea capelei cu hramul Adormirea Maicii Domnului din anul 1704. Fiind pregătiți de cumpășim pe poarta bisericii, de icoanele care ne întâlnă, toate cele pe care le împlinim în biserică, le aducem spre sfințire, pentru că le consacrăm Domnului, le mânăm Domnului. Și o ultimă pregătire, pentru ca ceea ce noi lucrăm și aducem în dar Domnului, să devină mai apoi dar al lui Dumnezeu pentru noi, precum sunt biserica și aceste icoane, toate cele prin care cunoaștem pe Domnul mai mult și Domnul ni se împărtășește. Biserica este loc în care slăvim pe Dumnezeu, loc de întâlnire în mod deosebit cu Dumnezeu. Spunea Sfântul Mucenic Ștefan, citând
pe prorocul Isaia, ce loc înveți gătimi, care este locul picioarelor mele? Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, dar în Cartea Regilor, de asemenea, în Cartea Regilor, Cartea III a Regilor, Solomon spune, Tu ai spus, Doamne, că numele meu va fi acolo. Această vale a urtuzului, o vale a plângerii, pentru că pământul acesta și toate deaurile și munții acestea rostesc de sângele înaintașilor noștri care și-au jertfit viața și nu putea ca acest hram de iarnă, în această sfântă și dumnezeiască zi închina celor doi mari părinți ai bisericii, Evrem și Isaac Sirul, și mai cu precădere închinată Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, care, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit și care ne-a rămas de la el atâtea și dumnezeiești învățături. Care ne îndeamnă cu gândul la înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, cel care cu atâta dragoste, mai bine de 2 luni în urmă, ne-a spus că nu trebuie să uităm eroii, ceea ce de altfel s-a materializat în acest eveniment, cu mulțumire față de înalt preasfințitul Mitropolit Teofan, care a binecuvântat acest eveniment. La manifestarea religioasă a participat și o delegație a filialei județene Cultul Eroilor, care, prin președintele ei, Dănuț Voicu, a evocat importanța cinstirii memoriei eroilor neamului, care s-au jertfit în luptele de pe Valea Oituzului, Valea Trotușului, în Primul Război Mondial și a armânat preasfințitului părinte Nichivor Botoșăneanul o plachetă acrilică din partea filialei Cultul Eroilor. Așa, după cum se știe, Asociația Națională Cultul Eroilor își desfășoară activitatea sub oblăduirea spirituală a Bisericii Ortodoxe Române. Participarea astăzi, împreună cu membrii biroului executiv la aceste evenimente de la Parohia Cruzești, este o datorie noastră și o obligație descendentă față de eforturile, față de jertfele înaintașilor noștri. Înainte de intrarea României în Primul Război Mondial, ministrul de externe al Imperiului Austro-Ungar spunea că dacă va câștiga, România va fi distrusă. Dacă războiul va fi câștigat de România și aliații săi, atunci Imperiul Austro-Ungar se va destrăma. Bătăliile, cele 3 bătălii de la Oituz, de pe aceste teritorii, de la Cașin, de la Mănăstirea Cașin până la Palanca, au făcut ca România să fie alături de învingători, în pofida atitudinii ezitante a aliaților, în special Rusia, dar cu sacrificiile a câtorva sute de mii de ostași și eroi necunoscuți. Poate Oituzul merita mai mult, așa cum s-au făcut și la Mărășești, Mărești, Sobeșa, să aibă și un mausoleu, loc de cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru victoria în Primul Război Mondial. N-a fost să fie așa datorită faptului că au fost mari eforturi materiale ale locuitorilor de pe aceste meleaguri, care totuși au lăsat locuri de sfințire. Este vorba despre Monumentul Eroilor Cavaleriști de la Cota 383 de pe dealul Coșna. Este vorba despre Cimitirul Internațional, vorbesc numai de pe teritoriul Comunei Oituz, Cimitirul Internațional de la Poiana Sărată și, nu în ultimul rând, acest cimitir refăcut cu efortul localnicilor și al altor contribuabili la centenarul de la 1918. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 3 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 7 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Duminică 4 februarie, vremea se încălzește, cerul va fi parțial noros. Vom înregistra o maxima zilei de 9, chiar 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Luni 5 februarie, vremea continuă fenomenul de încălzire, cerul va fi parțial noros. Vom înregistra o maximă pe timpul zilei de 10-11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.